Este iarnă în plină regulă pe Transalpina, a nins la munte, iar zăpada măsoară câțiva metri. Utilajele de la secția de drumuri naționale au intervenit pentru a dezăpezi șoseaua Regelui. Noi ar ce credu în cauza gheții. Gheață jos, multă. E ca iarna. Ca iarna, cel puțin un lat de palmă. Nu ne ajută. E gheață viscol. Patinează, viscol, au fost, zilele astea au fost viscol mare. Transalpina va rămâne închisă atât timp cât există pericolul pentru turiști, spun responsabilii cu drumul. Ieri am avut întâlnirea cu domnul director general, cu domnul Cătălin Homor. Dumnealui a dispus clar să luăm toate măsurile de siguranță în această zonă, să acționăm în continuare cu respectarea normativelor și în condițiile în care avem convingerea că se poate circula, vom solicita comisia mixtă, ce ne adere poliție și vom propune deschiderea. Cabanierii de la Rânca abia așteaptă să fie redeschisă șoseaua. Asta ar atrage mai mulți turiști în zonă. Am văzut că se lucrează, utilajele lucrează, sperăm ca în câteva zile să se poată circula regulamentar pe Transalpina. Noi așteptăm turiștii, suntem pregătiți. Da. Sunt o grămadă de turiști care vin. Ia și un cazare, restaurante, magazine, mâncăruri tradiționale. Turiști ar veni, trebuie să fie Transalpina deschisă. Este imperios necesar să fie Transalpina deschisă, pentru că sunt foarte multe semnale. Mulți turiști sună și ne întreabă, Transalpina este deschisă, nu numai din România, dar și din străinătate, foarte mulți turiști. Transalpina este cea mai înaltă șosea din România.